Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi vorbim despre procesele vrăjitoarelor din Salem, cea mai abominabilă vânătoare de vrăjitoare din istorie. Vrăjitoria este o obsesie veche. Oamenii par atrași în mod irezistibil de folosirea unor puteri supranaturale împotriva altora. Fie că este vorba de blestemarea locurilor și a oamenilor, fie de pregătirea de fierturi otrăvitoare pentru a-i pecetlui soarta cuiva. Gândul că anumite persoane pot folosi puteri naturale sau paranormale pentru propriile scopuri este înspăimântător. Însă scoaterea magiei în afara legii a condus, așa cum s-a văzut din cele întâmplate cu vrăjitoarele din Salem, la pedepse crude și nedrepte, care par să fie însăși lucrarea diavolului. Însă problema proceselor vrăjitoarelor nu a început cu vrăjitoarele din Salem. În perioada 1450-1750, între 40.000 și 60.000 de persoane au fost judecate ca vrăjitoare și condamnate la moarte în Europa Centrală. Până la 3/4 dintre ele au fost femei. Numeroși specialiști au remarcat că la începutul secolului al XIV-lea și sfârșitul Evului Mediu, orânduirea creștină a Europei s-a confruntat cu o serie întreagă de transformări sociale, economice și religioase. În această perioadă, mai precis între anii 1347 și 1349, moartea neagră, ciuma, aproape a decimat populația Europei, încurajând din plin rumorile privind responsabilitatea închinătorilor la diavol pentru acest flagel. Aceștia, alături de eretici, precum evreii și musulmanii, au fost acuzați că l-ar fi invocat pe Satana pentru a aduce molime și a distruge creștinismul și civilizația occidentală. În cea mai mare parte a Evului Mediu, cei care practicaseră vechea religie și se ocupaseră cu descântecele și vindecarea prin ierburii de leac, fuseseră de obicei ignorați de biserică și inchiziție. După dezastrul provocat de moartea neagră în secolele al XIV-lea și al XV-lea, procesele de vrăjitorie s-au înmulțit considerabil. Astfel, procesele vrăjitoarelor din Salem au fost precedate de o mare vânătoare de vrăjitoare care a avut loc în Elveția în 1427. Un an mai târziu, în 1428, la Valle, a avut loc arderea pe rug a 100 de vrăjitoare. În 1486 a fost publicat infamul Ciocan al vrăjitoarelor, manualul oficial de cercetare și interogare a vrăjitoarelor, scris de călugării Sprenger și Kramer. În primele decenii ale secolului al XVI-lea, când reforma protestantă a început să restructureze structurile politice și religioase ale Europei, vrăjitoarele au fost în mare parte trecute cu vederea de conducătorii statului și ai bisericii, care se confruntau acum cu chestiunea mult mai importantă a schismei apărute în interiorul creștinătății. Apoi, după o perioadă de persecuții relativ minore, s-a produs o veritabilă isterie colectivă împotriva vrăjitoarelor, în epoca numită de cercetătorii acestui domeniu, timpul rugurilor, respectiv între anii 1550 și 1650. Deși procesele organizate de vrăjitorie au continuat să se desfășoare în Europa și chiar și în coloniile americane până la sfârșitul secolului al XVII-lea, cel mai adesea ele au fost probleme civile. Circa 40 de oameni au fost executați în coloniile engleze între 1650 și 1710, jumătate dintre victime pierind ca urmare a proceselor din Salem în 1692. Persecutarea vrăjitoarelor și procesele organizate pentru pedepsirea lor au încetat aproape complet în Europa pe la 1680. Un ultim val de persecuții furibunde s-a produs în Polonia și alte țări est-europene la începutul secolului al XVIII-lea, dar se va sfârși pe la 1740. Ultima execuție legală a unei vrăjitoare
a avut loc în 1782 la Glarus, în Elveția, nu departe de locul unde izbucnise această isterie în 1428. Ultima ardere pe rug din Europa a unei vrăjitoare a avut loc în Polonia în 1793. Dar a fost un act ilegal, întrucât procesele de vrăjitoare fuseseră interzise în această țară încă din 1782. Inchiziția sau biserica însăși s-au implicat în mică măsură în procesele de vrăjitorie, începând din ultima parte a secolului al XVII-lea. Dar Sfântul Oficiu a continuat să funcționeze ca instrument prin care papalitatea reglementa ordinea și doctrina bisericii. În ciuda faptului că au fost cunoscute în general sub numele de procesele vrăjitoarelor din Salem, audierile preliminare din 1692 au avut loc în multe alte localități din zonă, precum Andover, Salem Village sau Ipswich. Însă cele mai cunoscute procese au fost conduse de curtea lui Oyer și Terminer în anul 1692 în orașul Salem. La 70 de ani de la sosirea primilor coloniști în America, localitatea Salem din Massachusetts a devenit locul unei intense vânători de vrăjitoare, care a avut ca rezultat condamnarea la moarte a 20 de locuitori și întemnițarea altor 10 de oameni. Până în zilele noastre, cazul vrăjitoarelor din Salem a rămas personificarea isteriei sataniste. Povestea tragică a vrăjitoarelor din Salem a început cu o joacă de copii. Tinerii din Salem, constrânși de puritanism, care le dicta toate aspectele vieții, erau dornici să asculte povești captivante spuse de Tituba, o sclavă aparținând poporului Carib din Indiile de Vest. Ritualurile și magia practicate de acest trib, despre care vorbea Tituba, trebuie să fi părut complet diferite de existența trudnică a locuitorilor din Salem. Totuși, atunci când fetița de 9 ani, Betty Paris, s-a îmbolnăvit și nu a putut fi vindecată prin metode convenționale, doctorul a declarat că fusese vrăjită. Misterioasa boală s-a răspândit rapid printre prietenele sale, care se zvârcoleau, țipau, gemeau și profereau acuzații imaginare la adresa adulților. Imaginația copiilor a fost stârnită nu numai de către povestirile Titubei, ci și de vorbele autonumitului expert în satanism Cotton Mather, autorul unui volum pe atunci recent publicat despre modul de manifestare a vrăjitoriei. În plus, fetele experimentaseră ghicitul viitorului și știau că interesul lor pentru acest domeniu le-a atras într-un tărâm interzis. Copiii vinovați credeau că sunt mușcați și ciupiți de creaturi diavolești sau strigoi și au început să vadă vrăjitoare zburând prin aer. Și astfel a apărut marea isterie a vrăjitoarelor din Salem. Probabil că nu ar trebui să ne surprindă faptul că Tituba a fost imediat arestată și acuzată de vrăjitorie. Alte două femei au fost aduse în fața autorităților. Una dintre ele a fost Sarah Good, o cerșetoare care fuma pipă, iar cealaltă, Sarah Osborne, o văduvă despre care se știa că sfidează biserica. În mod normal, povestea vrăjitoarelor din Salem ar fi luat sfârșit odată cu întemnițarea acestora, dacă nu ar fi fost declarația Titubei, care, împreună cu cele două femei, ar fi luat legătură cu diavolul însuși. Atunci când fetele care făcuseră acuzațiile au fost aduse în fața lor, au fost cuprinse de isterie, dovada, dacă mai era necesară, că femeile acestea erau într-adevăr vrăjitoare. După cele întâmplate, zeloșii prelații ai localității, convinși că slujitorii diavolului se ascundeau printre ei, au demarat ceea ce avea să rămână cunoscut în istorie drept procesele vrăjitoarelor din Salem. Prima vrăjitoare spânzurată a fost Bridget Bishop, o femeie de aproape 60 de ani, proprietara unei taverne cu o reputație dubioasă. Un țăran a susținut că văzuse apariția doamnei Bishop în timp ce fura niște ouă, transformându-se apoi într-o pisică și fugind cu prada.
Un alt sătean a declarat că femeia venise la el în toiul nopții sub formă de spirit pentru a-l chinui. Ba mai mult, alte persoane erau de părere că ea era de vină pentru multe ghinioane care se abătuseră asupra comunității. Un scurt fragment al procesului lui Bridget Bishop ne arată astăzi cât de zadarnic era pentru presupusele vrăjitoare să încerce să-și dovedească la acea vreme nevinovăția în Salem. Când a fost acuzată că era vrăjitoare, nefericita femeie a răspuns: "Nu știu nimic despre asta, nu știu ce este aceea o vrăjitoare." "De unde știi că nu ești vrăjitoare?" a ripostat procurorul. Protestele neîncetate ale femeii au fost considerate insuficiente în fața legii. Ca urmare a procesului, la data de 10 iunie 1692, Bridget Bishop a fost dusă pe dealul Gallows și spânzurată. Chinurile victimelor vânătorii de vrăjitoare au fost înfiorătoare. Printre vrăjitoarele din Salem s-a numărat și Dorcas God, în vârstă de 4 ani. A fost arestată după ce copiii din Salem au spus că sunt atacați de spiritul ei. Copila a petrecut luni întregi în închisoare în lanțuri, plângând în continuu, apoi a privit cum Sarah, mama ei, este dusă la spânzurătoare. Rebecca Nurse, care frecventa biserica și se purta exemplar, a fost declarată nevinovată. Judecătorul William Staunton a fost atât de înfuriat de această decizie, încât a trimis juriul înapoi să mai delibereze odată, iar verdictul a fost schimbat. La apel, guvernatorul statului a iertat-o, dar persoanele cu influență din Salem l-au obligat să își schimbe hotărârea. În cele din urmă, Rebecca Nurse a fost excomunicată și trimisă la spânzurătoare. Ajutorul de șerif John Willard a fost dus în fața curții de justiție după ce a refuzat să mai aresteze și alți oameni. A avut aceeași soartă ca persoanele condamnate pentru folosirea magiei. Un cârciumar, John Proctor, a fost acuzat de vrăjitorie după ce a vorbit disprețuitor despre procese. Hotărât să se apere, acesta a cerut ca procesul să aibă loc în Boston. Cererea a fost respinsă și a fost spânzurat, dar soția sa gravidă a fost cruțată. S-a ajuns apoi la concluzia că fostul ministru, preotul George Barrow, le făcea pe tinerele fete să se apuce de magie. Înainte de a fi spânzurat, acesta a recitat Tatăl nostru, un gest nefiresc pentru un vrăjitor, și și-a redobândit nevinovăția. După ce Giles Corey a refuzat să coopereze cu autoritățile, a fost condamnat la moarte prin zdrobire. Într-un câmp a fost acoperit cu pietre așezate una câte una peste corpul său, până când a murit. Această pedeapsă îngrozitoare, probabil chiar ilegală, nu a mai fost folosită niciodată de atunci în America. În câteva luni, setea de persecutare a vrăjitoarelor a început să scadă în Salem. Procedurile legale au fost schimbate pentru a nu se mai accepta mărturii incerte. Deoarece existau foarte puține dovezi solide, acest lucru a pus capăt seriei de condamnări. Până în mai 1693, toți deținuții care își așteptau procesul sau care fuseseră deja condamnați de vrăjitorie au fost eliberați. Atât judecătorii cât și jurații erau copleșiți de mustrării de conștiință și și-au cerut scuze în mod oficial. Excepție a fost William Staunton, unul dintre instigatorii proceselor vrăjitoarelor din Salem, care susținea că satul este în continuare plin de vrăjitoare. William Staunton a ajuns guvernator al statului Massachusetts. Cu toate acestea, numai puțin de 20 de persoane și-au pierdut viața în timpul vânătorii de vrăjitoare, iar toate au fost executate public. Alte 4 au murit în închisoare, unde condițiile erau mizerabile. 2 câini au avut ghinionul să fie considerați complici ai vrăjitoarelor și uciși. Evenimentele îngrozitoare care au avut loc în Salem în anii 1692-1693 au fost rezultatul urii dintr-o comunitate mică. Suspiciunile și neîncrederea
erau la ordinea zilei printre sătenii. Iar procesele vrăjitoarelor erau prilej de a se răfui unii cu alții. La acea vreme se credea că vrăjitoarele din Salem există cu adevărat. În fiecare săptămână, enoriașilor cu frica lui Dumnezeu li se predica în biserici despre pericolul diavolului și al credincioaselor sale vrăjitoare. Practica magiei era o problemă intens dezbătută, în special după apariția cărții lui Cotton Mather, și mulți erau în permanență îngrijorați de acest subiect. Dar ce s-a întâmplat cu Tituba după ce au început procesele vrăjitoarelor din Salem? În mod paradoxal, după ce și-a recunoscut vina, a fost eliberată și a fost în cele din urmă vândută într-un alt sat. Consecințele pe care le-au avut poveștile sale acolo rămân necunoscute. În ultimii ani a existat tendința de a respinge temerile oamenilor din Salem, considerate niște absurdități. Impresia generală este aceea că vrăjitoarele din Salem nu au existat niciodată cu adevărat, că femeile acuzate fuseseră doar niște bătrâne nevinovate, persecutate de cruzii lor vecini. Această opinie trece cu vederea faptul dovedit că până în secolul al XX-lea, foarte mulți oameni din toată Europa își câștigau existența ca vrăjitoare, vrăjitori, descântătoare și vraci. Unii dintre aceștia aveau intenții bune, aducând multe foloase unei societăți primitive agricole. Alții erau persoane răzbunătoare și răuvoitoare, care își foloseau puterile pentru a-i chinui pe cei pe care nu-i plăceau sau pentru a se îmbogăți. Practicarea vrăjitoriei și a magiei a început din Paleolitic, cu cel puțin 50.000 de ani în urmă, când primii oameni au început să creadă că farmecele, descântecele sau ritualurile de magie albă ori neagră sunt încărcate de puteri supranaturale. Pe măsură ce credințele au evoluat, anumiți membri ai triburilor au dobândit statutul de magician, vrăjitor, preot sau preoteasă, prin abilitățile lor demonstrabile de a influența vremea, de a-i vindeca pe bolnavi, a dialoga cu spiritele și a interpreta visele. Similar poate cu vrăjitoarele din Salem, descântătoare care au trăit în Europa până în secolul 20, aveau un rol important în viața rurală. Ele cunoșteau sutele de ierburi și plante care creșteau peste tot și știau foarte bine proprietățile medicinale ale acestora. Puteau prepara fierturi sau cataplasme foarte eficiente. De altfel, substanțele extrase din aceste plante stau la baza multor medicamente moderne. Vrăjitoarele și vracii erau chemați pentru a avea grijă de animale și de oameni bolnavi. Într-o vreme când lumea credea în zâne, spiriduși și fantome mai mult decât astăzi, vracii făceau amulete și talismane pentru a ține asemenea creaturii la distanță. Ca și în cazul vindecătorilor cu abilități paranormale, nu încape îndoială că simțul practic și efectul placebo au stat la baza puterilor vrăjitoarelor, inclusiv a vrăjitoarelor din Salem. Moștenirea lăsată de vrăjitoarele din Salem a fost una a fricii, a superstiției și a neîncrederii în semeni. Nimeni nu se îndoia că o descântătoare sau un vraci avea puterea să facă rău dacă dorea. Chiar dacă abilitățile acestea se bazau pe teamă, hipnoză sau ierburi, în comunitățile în care trăiau vrăjitoarele, puterile lor erau reale. Pentru oamenii cu frica lui Dumnezeu care persecutau presupusele vrăjitoare din Salem, exista totuși o singură explicație posibilă pentru puterile magice ale acestora: preamăreau diavolul. De fapt, condamnările la moarte erau făcute pe baza poveștilor despre demoni și spirite malefice, care predominau în procese, și nu pe baza acuzațiilor de vrăjitorie. În multe religii, diavolul este opusul lui Dumnezeu și dușmanul omenirii. Cunoscut sub diferite denumiri, cum ar fi Satana, Belzebut și Skaraotski, ne este greu să-i definim caracterul. Așa cum unii oameni și-au dedicat viața căutării de semne de la Dumnezeu,
Tot așa există alții care caută dovezi ale existenței diavolului. Ideea de diavol a apărut probabil ca metaforă a laturii negative a personalității umane, mai exact dorința omului de înavuțire, putere și plăceri trupești. În mod paradoxal, acest personaj a fost descris drept o ființă impunătoare de către preoții care doreau să-i determine pe enoriași să se supună lui Dumnezeu din frică. Evident, unii dintre membrii parohiei au fost intrigați de această poveste și au vrut să afle mai multe. A apărut fenomenul de preamărire a diavolului sau satanismul, care a fost timp de secole o mișcare ascunsă, o societate secretă, care s-a dezvoltat prin activități obscure și ritualuri complexe. Inchiziția a apărut în anul 1231. Odată cu bula Excommunicamus a papei Grigore al IX-lea, care mai întâi îi îndemna pe episcopii locali să devină mai riguroși în eliminarea ereticilor din Europa, pentru ca apoi să le diminueze responsabilitățile în favoarea inchizitorilor puși sub jurisdicția specială a papalității. Posturile de inchizitori au fost încredințate în primul rând franciscanilor și dominicanilor, din cauza reputației acestora de buni conducători ai problemelor teologice și a detașărilor declarate față de ambițiile lumești. Fiecare tribunal urma să fie constituit din doi inchizitori cu autoritate egală, asistați de notari, poliție și consilieri, fiindcă aveau puterea de a excomunica până și pe membrii caselor regale, inchizitorii au devenit figuri de temut. În 1257, biserica a introdus oficial tortura ca metodă de a-i obliga pe vârcolaci, vampiri, vrăjitori, vrăjitoare și alți eretici să-și declare alianța cu Satana. Inchiziția a devenit un fel de industrie terifiantă. Ea cuprindea judecători, temniceri, călăi, exorciști, tăietorii de lemne și experți în distrugerea celor care îndrăzneau să amenințe puterile conducătoare. Iată ce scria Carl Seligman în Istoria magiei. Persecutorii vrăjitoarelor erau meșteșugari plini de mândrie profesională. Un călău se întrista atunci când o vrăjitoare îi rezista în mod nejustificat. Aceasta era pentru el un fel de ofensă personală. Pentru a rămâne cu reputația nepătată, o lăsa pe acuzată să moară sub tortură și astfel onoarea lui nu avea de suferit, căci vina pentru crimă aparținea în totalitate diavolului. Afacerea a devenit atât de prosperă încât nevestele călăilor ajunseseră să se îmbrace cu veșminte de mătase. Pentru fiecare vrăjitoare arsă pe rug, călăul primea un onorariu. Lui se permitea să aibă o profesie, prin urmare încerca să se achite cât mai bine de sarcina primită. Curând torționarii au descoperit o metodă și mai eficientă de a-și practica continuu meseria. Sub tortură, aproape fiecare vrăjitoare putea fi silită să rostească un lung șir de nume de surate de vrăjitorii, transformând procesul unei singure vrăjitoare într-o hecatombă cu sute de victime. Procesele vrăjitoarelor din Salem au marcat un punct de cotitură în istoria proceselor vrăjitoarelor. Deși procesele organizate de vrăjitorie au continuat să se desfășoare în Europa și chiar și în coloniile americane până la sfârșitul secolului al XVII-lea, cel mai adesea ele au fost probleme civile, inchiziția jucând un rol minor în asemenea judecăți. Timp de mulți ani și în zeci de cărți și articole despre vrăjitoare, numărul nevinovaților executați pentru practicarea vrăjitoriei de-a lungul a 4 secole de persecuții active a fost estimat la circa 9 milioane. În 1999, Jenny Gibbons a dat publicității rezultatele cercetărilor ei în numărul de toamnă al revistei Pangaea, în care releva că 75-80% dintre persoanele acuzate de vrăjitorie au fost femei. Dar până în 1999, o examinare a arhivelor oficiale privind procesele de vrăjitorie
arată că au avut loc mai puțin de 15.000 de execuții consemnate cu precizie în Europa și America. Cele mai cumplite persecuții au avut loc între anii 1550 și 1560, susține Gibbons, iar numărul total al bărbaților și femeilor acuzați de vrăjitorie, care au fost pânzurați sau arși pe rug, nu a depășit probabil 40.000. Vrăjitoarele din Salem și procesele acestora rămân însă ca o pată neagră a istoriei creștine și continuă să ne ofere un exemplu clasic referitor la ceea ce savanții au numit isteria vrăjitoarelor, care a bântuit Europa în secolele al XVI-lea și al XVII-lea. Dragi prieteni, atât pe acest subiect. Vă mulțumesc ca de obicei pentru că ați fost alături de mine. Vă aștept cu drag și data viitoare, pe curând!